Când copilul din afara căsătoriei nu este recunoscut de tată, paternitatea se poate stabili prin hotărâre judecătorească. Acțiunea se promovează de mamă în numele copilului cât timp acesta este minor sau de către acesta atunci când devine major. Acțiunea poate fi promovată oricând în timpul vieții copilului. Dacă acesta a decedat, acțiunea poate fi promovată și de moștenitorii săi în termen de un an de la deces. Mai mult decât atât, acțiunea stabilirea paternității poate fi promovată și împotriva moștenitorilor pretinsului tată, dacă acesta a decedat fără să-l recunoască pe copil.